Părinții mei discută despre vaccin. Deschid televizorul despre vaccin. Intru pe YouTube și TikTok și reclame și discuții despre vaccin. În mașină radioul vorbește despre vaccin. La școala online colegii mei își dau și ei cu părerea despre vaccin. Oriunde m-aș duce și orice aș face, imposibil să nu aud ceva despre vaccin. Și nu știu de ce, dar cred că o să mai aud mult timp despre vaccin și vaccinare. Așa că am făcut și eu un research. Măcar să știu și eu despre ce vorbește toată lumea. Sunt Raluca și azi o să povestim despre vaccin. Variola, o boală înfiorătoare care a omorât și a desfigurat un număr imens de oameni de-a lungul secolelor. Febră, durere îngrozitoare de cap și bubițe care se transformeau în mii de bustule pline de puroi. 30% dintre cei infectați își trăiau în chinuri ultimele zile, iar supraviețuitorii rămâneau cu cicatrici oribile pentru tot restul vieții. Speriați de dezastrul pe care această boală îl lăsa în urmă, învățații au căutat metode de prevenție încă din cele mai vechi timpuri și au observat un procedeu care dă rezultate. La 1500, părintele medicinii indiene descoperise că dacă ia lichid dintr-o pustulă pe care îl folosește la o altă persoană, aceasta are șanse mai mari să supraviețuiască dacă este bolnavă și șanse și mai mari să nu se îmbolnăvească dacă este sănătoasă. Acest tip de imunizare timpurie fusese botezat variolizare și se practica în diferite forme peste tot. În Turcia, o mare fan a variolizării a fost soția ambasadorului britanic din Imperiul Otoman. Ea însăși și-a supus propriul copil acestui procedeu și încerca să demonstreze tuturor că astfel apare o infecție mult mai ușoară, cu o rată a mortalității de 10 ori mai mică. Dar chiar și cu această metodă, numărul oamenilor care cădeau pradă variolei era tot mare. Până în secolul al XVIII-lea, când un simplu medic englez de la țară a descoperit soluția salvatoare. În timp ce își vizita pacienții, Edward Jenner a observat că persoanele care avuseseră variola taurinelor, adică a vacilor, nu se mai îmbolnăveau de variola umană, mult mai agresivă și de cele mai multe ori mortală. Pleacă la Londra, unde își continuă studiile de medicină sub îndrumarea unui mare profesor. Îi povestește acestuia de observația pe care o făcuse cu privire la variola bovinelor. Mentorul său îl încurajează să-și continue cercetările, iar apoi să testeze. Jenner revine în satul natal, urmează sfaturile profesorului și se ambiționează, iar la 14 mai 1796 face testul primului vaccin din istoria omenirii. Îi inoculează fiului grădinarului său puroi luat de la o lăptăreasă care suferea de variola taurinelor. După 8 săptămâni, i-a injectat variola umană, dar băiatul nu a mai dezvoltat boala. Succesul i-a dat curaj și a repetat operațiunea cu încă 8 copii, printre care și cu fiul său. Toți au fost salvați de la formele agresive de boală. Medicul și-a denumit invenția vaccin, după numele latinesc al variolei bovine. Nu vă imaginați că a primit numai laude. Jenner a fost hulit de conservatori pentru invenția lui de a inocula puroi din pustulele vacilor.
principalul său dușman era biserica, iar în epoca apăruse chiar și un desen în care oamenii păreau că se transformă în vaci după ce erau injectați. Anii 1850, Franța. Omul de știință, Louis Pasteur, este pasionat de ceea ce avea să devină o nouă știință. Presurprinderea tuturor, el demonstrează că în drojdia de bere, cea pe care o folosim la cozonaci, există ființe vii, foarte mici, cei drept, invizibile, cu ochiul liber, dar vii. Le numește microorganisme și astfel se naște microbiologia. Pasteur dovedește că cele mai multe boli infecțioase pot fi prevenite prin injectarea unor microbi morți sau aproape morți în corpul oamenilor. Reușește astfel să creeze cu succes un vaccin împotriva holerei. Următoarea boală căreia voia să-i vină de hac a fost turbarea sau rabia, cum e ea numită științific. Până atunci era o boală incurabilă, adică dacă te mușca un câine turbat, erai mort. A urmat multă muncă și multe încercări până a reușit să scoată un vaccin. Acum trebuia și să-l testeze, iar primul său pacient a fost un copil mușcat de un câine turbat. Disperați că îl vor pierde, părinții l-au rugat pe Pasteur să injecteze serul. La 6 iunie 1885, începe prima serie de injecții și 3 luni mai târziu, copilul este salvat. Munca lui Pasteur este în fine recunoscută și acceptată. A ales ca aceste seruri să se numească în continuare vaccin, în memoria înaintașului său, Edward Jenner. Calea a fost deschisă pentru vaccinarea și împotriva altor boli mortale. Tuberculoza, care făcea milioane de victime, poliomielita, care lăsa în urmă mii de copii paralizați pe viață, febra tifoidă, tusea convulsivă, difteria, tetanosul și alte maladii cu nume ciudate, nu mai erau așa înspăimântătoare în secolul 20. Puteau fi prevenite cu ajutorul vaccinurilor, care împreună cu antibioticele au crescut speranța de viață a oamenilor. Adică, dacă în urmă cu, să zicem, 200 de ani, un om spera că va trăi 35 de ani, acum speră că va trăi 65. Dar ce se întâmplă cu efectele adverse? Că aud mereu și de ele. Ce înseamnă? Sunt reacții ale corpului nostru care apar după vaccinare. De la câteva ore până la câteva zile după vaccin, putem avea ușoare simptome precum febră, lipsa poftei de mâncare sau chiar ceva bubițe, în funcție de boala împotriva căreia ne-am imunizat. Desigur, ca după orice medicament, în cazuri foarte rare, pot să apară și efecte mai grave. Dar cum spuneam, din fericire, acestea sunt foarte rare. În istoria imunizării au existat, din păcate, și accidente, precum cel din 1930, când 25% din cei 251 de copii dintr-un oraș german vaccinați împotriva tuberculozei au murit. Inițial, vina a fost dată pe vaccin, dar cercetările au demonstrat că, din eroare, acel lot de vaccinuri fusese contaminat în laborator cu un virus foarte agresiv. Întrebarea care este pe buzele tuturor acum? Ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm împotriva coronavirusului? La asta nu sunt eu în măsură să răspund. Oricum, pentru copii nu a apărut încă vaccinul, dar am dorit să descoper și să împărtășesc cu voi istoria vaccinurilor, care ne-a demonstrat că milioane de vieți au fost salvate prin imunizare. Cam atât pentru azi.
Aveți grijă de voi și ne vedem săptămâna viitoare. Și să nu uitați să vă abonați dacă vă plac poveștile Ralucăi. Pa, pa!